Am înțeles, aici gata, s-a terminat. Gata, am rămas fără volan, s-a terminat, nu mai gata. Am înțeles, da. Aolo, ce-i cu podul ăsta? Ai nebunit, ce-i cu podul ăsta? Merg pe scânduri, mamă, dacă se rupă ăsta, s-a terminat. Salut tuturor, eu sunt Andrei și v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm pe harta României. Mergem pe cel mai periculos drum din harta României. În momentul de față suntem în Hațeg, dacă ne uităm pe hartă. Nu uitați, dați acolo pe butonul drag să vă ajungem la acest clip peste 1500 de like-uri, 1000 de like-uri, suntem acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm mai des episoade din această hartă. Nu suntem pe harta clasică, suntem mapa lui Alex. După cum vedeți, este o hartă diferită, cu o scară mult mai bună, făcută mult mai bine, dar pare mică, dar credeți-mă că este foarte mare. Adică eu am făcut un live, dacă n-ați văzut live, duceți-vă și uitați-vă pe canal, de la Lugoș până la Craiova. Mi-am luat 2 ore să ajung de la Lugoș până la Craiova. Pare o distanță scurtă, dar credeți-mă, este la o scară mult mai bună decât scara de la SCS. Un kilometru din harta aceasta înseamnă 5 km de viața reală, pe când pe harta de la SCS 19 km din viața reală înseamnă un kilometru în joc. Și ne îndreptăm ușor ușor spre drumul morții. Aici nu ar trebui să fac stânga, nu prea este legal, dar noi să ne băgăm așa că nu vine nimeni. Gata, m-am încadrat cum trebuie. Mă încadrez pe banda dreaptă. Următoarea stradă, virați la dreapta. Ok, ok, virez la dreapta, gata. Ia uite ce mișto. Scopul nostru este să ajungem la Sarmi Segetuza. Acolo începe drumul morții. Vedeți aici ce pod mișto. Deci harta este făcută mult, mult mai bine, cu texturi mult mai mișto față de harta clasică de la SCS. Uite că asta mă lasă. Te pup, tată. Mersi mult că mă lași. Așa, l-am părăsit, frate, e chill. Gata, și ne-am pus direct pe drum, acum putem să vorbim fără să ne mai întrerupă navigația. Dacă ați fost pe ultimul live de pe canal, am dat la giveaway 5 hărți ale României, făcute de Alexandru, această hartă care este făcută mult mai mișto, după cum se vede doar din acest traseu. Dar dacă vreți să vedeți mai multe din harta, am făcut un live pe canal, vă puteți duce să-l vedeți, aveți un link în descriere de la live. Să vedeți în amploare mapa, dacă n-ați văzut-o, este o hartă foarte mișto făcută. Ideea e că harta costă 3 euro cu PayPal-ul și cardul, iar 5 euro cu PaySafe-ul, dar noi o să mai facem un giveaway cu această hartă, așa că dacă vreți să fiți notificați când mai facem giveaway cu harta, nu uitați să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel, pentru că harta chiar merită și dacă nu aveți bani să o cumpărați sau ceva, puteți să o câștigați și chiar merită să o jucați. Adică e făcută mult mai bine și nu numai harta, adică sunt multe chestii schimbate. Vremea este mult mai îmbunătățită, traficul este îmbunătățit după cel real. Este foarte mișto făcută harta, n-am ce zice. Uite că am ajuns și la Sarmi Segetuza. Mai avem foarte puțin până la drumul morții. Dacă nu știți care este treaba cu drumul morții, este un drum forestier care nu există în viața reală, este făcut de această hartă de fondatorii hărții. Este un drum mai mult cerut de comunitate. Olo, stai, cred că am trecut pe lângă... A, uite. Aici sunt ruinele de la Sarmi Segetuza, guys. Cam așa sunt și în viața reală ruinele. Cam așa se prezintă ruinele în viața reală, așa sunt și în joc. Și acum o să facem stânga aici. 100 de metri virați la stânga. În 200 de metri virăm la stânga. Pe bune, aveam viteză multă. Bine, era limită 50, dar totuși. Ok, o luăm la stânga. Și guys, de aici începe drumul morții. Vedeți, DM0. Mi-ați zis pe ultimul live să facem un clip cu acest traseu. Nu am vrut să-l joc pe live pentru că este un traseu forestier care nu reprezintă realitatea, dar este un drum foarte complicat, care este pus mai mult aici ca să te enerveze, știi? Este foarte complicat de străbătut, dar are niște peisaje mișto, o să vedeți. Mamă, uite cum face volanul. Știți-vă la volan cum face. Face în ultimul hal volanul. Da, e ok, ok, e chill. E chill, e chill, guys. Îmi face volanul în ultimul hal. Mamă, ce era să iau camera, să iau pomul ăsta. Eram aproape. Hai, dei. Și guys, nu uitați, dacă nu v-ați descris și la giveaway pentru 100.000, care este în desfășurare în continuă până ajungem la 100.000 de abonați, când o să facem live-ul de 24 de ore. Și mai este foarte puțin până la acel live, așa că dacă vreți să vă înscrieți, mai este timp destul de puțin. Duceți-vă pe linkul din descriere și înscrieți-vă pentru o carcasă de 400 de lei. Puteți să vă înscrieți și... Oh my god. Abia aștept să vină live-ul de 24 de ore să vedem cine ia carcasa, sincer. Ok, aici mai facem cu o curbă la dreapta. Deci sunt foarte multe corbe, dar credeți-mă că în curând o să vedeți că sunt multe chestii diferite care nu există în joc. Și o altă chestie care nu există în jocul normal. Pe acest joc există treceri de pietoni, pe care trec pietonii.
Pe harta de la SCS nu există așa ceva. Ia uite, uite și pe ăsta. Vedeți cum dă cu lopata? Super mișto făcut. Aolo, cum se aude cascada. Vedeți, avem cascada aici. Nice. Deci traseul ăsta este fictiv, guys. Nu există în viața reală. Deci v-am zis, dacă vreți să auziți mai multe detalii despre harta, am făcut un live cu fondatorul pe canal, care acolo explică absolut tot ce ai nevoie să știi legat de harta aceasta, toate detaliile, cum să cumperi, de unde să cumperi, de ce să cumperi, bla bla bla, de ce e mai bună, de ce nu e mai bună, etc. Deci vă duceți pe live-ul din descriere și aveți acolo toate detaliile despre această hartă, dar mai întâi vizualizați clipul și după vă puteți duce și acolo, pentru că urmează niște chestii foarte interesante în față, o să vedeți imediat. Hai să dăm mai tare. 50 la oră, pe aici limita e de 30. Holy, ia uitați podul. Văleu, ce pod avem aici. Holy. Guys. Oh my god. Vedeți? Foarte mișto făcut. Și gândiți-vă că zona asta este făcută efectiv cerută de comunitate ca un easter egg, știi? Dar ajungem, până acum n-am luat deloc avarie. Oh, alo. Aolo, aolo, aolo. Aolo, dar uitați-vă la remorcă cum face. Deci uitați-vă în oglindă la remorcă. Aolo, nu vreau să fiu. Oh, unde am ajuns? Oh my god, unde am ajuns? Nice. Shit, shit, shit. Am ajuns la un lac aici de acumulare, cred. Nu știu ce lac cu lacul ăsta. Iar un pod ăsta nebun. Mamă, dar uitați-vă la podul ăsta. Trebuie să o luăm încet. 26. Să nu cumva să cad de aici, că ăla am fost dacă am căzut. Dacă cad de aici, m-am dus. Mamă, și încă mai sunt 24 de kilometri de traseu de ăsta. O să vedem cine așteaptă la final. Stai, ce scrie acolo? Bar. E un bar acolo? A, stai că da, ăsta e drumul care te duce. Hai să ne uităm puțin. Ăsta e drumul care te duce aici, la cabană. Da, 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 ok. Deci e un bar acolo, super. Deci toate astea e din imaginația creatorilor. Mă, dar, deci n-aveți idee cum țin de volanul ăsta. Vibrează în ultimul hal, uitați-vă puțin. Deci vibrează în ultimul hal. Ar trebui să-i mai scap puțin din force feedback. Mamă, uitați-vă ce curbe urmează. Țineți-vă bine. Deci zici că mi se rupe volanul. Voi auziți? Mi se rupe volanul. Cred că mi se rupe volanul în curând. Oh, nu, oh, nu. Și gândiți-vă că încă n-am ajuns la partea rea. Gândiți-vă că încă nu am ajuns unde e mai rău pe această hartă. Traseul ăsta este mult mai rău. O să vedeți imediat că o să-mi rup și mai rău. Momentan pe aici e ok, încă e ok. O să vedeți că mai încolo începe și mai rău. Mult mai rău. Mai sunteți cu mine, guys? Cine a ajuns pe la minutul ăsta să-mi zică dacă îi este rău sau nu. Pe mine a început să mă doar puțin capul de la atâtea curbe. Bine, mai știu cum știți mai mult pe aici. Mamă, câte gropi, câte gropile astea. Cum ar trebui să le ocole? Am găsit tactică. Nice. Fiți atentă că nu merg prin gropi. Nice. Uite că tot trebuie să le-au pus. Se aude lupul. Aolo, ce cu podul ăsta? Oh, nu, podul ăsta cred că o să se rupă cu noi. Shit, man. Ăsta cred că se rupe cu noi, se aud și lupii. Ai nebunit, ce-i cu podul ăsta? Merg pe scânduri. Mamă, dacă se rupe ăsta, s-a terminat. Deci, what? Auziți lupii? Cred că sunt lupi aici. Cred că o să mă mănânce lupii în curând. Aici facem stânga. Și au, nu, oh, nu, 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 frână. Unde am ajuns? Shit, să nu cad aici. Oh, nu. Podul ăla s-a rupt. Vedeți, a mai fost un drum, pod înainte, dar s-a rupt. Mamă, trebuie să am foarte mare grijă aici. Cred că sunt ok. Uite, un avion. S-a prăbușit un avion pe aici. Mamă, închipuiți-vă dacă treaba asta chiar există. Shetalina. Da, eram mult prea în dreapta. Faci, man. Mi-a scăpat o roată. Oh, nu. Oh, nu. Dă-i mai așa. Cred că suntem ok acum. Tactică, uitați tactică. Vedeți cum le-am ferit pe toate? LOL.
Ce tactică am găsit? Deci nu merg... Oh, nu. Ce tactică, tată, că... Am înțeles, aici gata, s-a terminat. Nu mai ai scăpare, Andrei. Gata, am rămas fără volan, s-a terminat. Nu mai gata. Am înțeles, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Mamă, dar încerc să-l țin, efectiv încerc să nu mai fac să vibreze, dar... Aolo, nu aș... Nu! Am luat și avarii... Mamă... Cred că ar trebui să iau mai ce pe aici, cred că dacă car ceva aici... Stop! Mamă, ce pod, iară! Nu, să nu cazi, să nu cazi, să nu cazi, să nu cazi. Orice ai face, să nu cazi. Uitați-vă cum e pe aici. Mamă. Bine că am suspensii relativ bune. Cred că dacă eram pe aici cu Skoda, rămâneam fără. Într-o groapă rămâneam și aia era. Haide frate, 2-2, uite așa, tăgădăm, 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 tăgădăm. Ia uite, am ajuns la final. Nice. Hai mă, vreau aici asfalt. Cum ar fi să fie aici asfalt? Ar fi, ai mă GPS. Am dat unlock la un ăsta, achievement. Lol. Au și achievement-uri. Ce Caterinca. Ajungeți la destinație. A, ajungeți la destinație. Ia uite ce am zis. Și aici au asfaltat. Normal. Până acum nu mai am simt mâinile. Deci nu mai am simt mâinile. Încă îmi vibrează mâinile. Vai de capul meu. Încă îmi vibrează mâinile. Am ajuns la ăștia care ne fac să rămânem fără pădure. Cât lemn ați nebunit. Uite și pe ăla. Oh, nu, uite așa rămânem noi fără lemn. Ia uite cum trece. Ia uite ce mai rămâne din lemnul nostru. Nimic. Deci guys, cam am văzut cu acest clip. Nu uitați dacă vreți să vă înscrieți la giveaway pentru această hartă, să fiți pe fază pe următorul live cu harta României, să vă abonați dacă sunteți noi, să dați un like la acest clip și ne auzim data viitoare. Ciao.